favoriți în fața formației care avea o singură victorie în acest sezon. Băieții pregătiți de Mihai Popa au știut să-și facă meciul ușor și au avut parte până la urmă de un bun antrenament ofensiv în perspectiva rundelor următoare, în care vor avea 4 meciuri în deplasare. CSM Petrolul Ploiești s-a impus cu 104-74 la capătul unei partide în care a condus permanent pe tabelă. Cei mai prolifici jucători ai echipei ploieștene au fost Misters cu 25 de puncte, Thunderbolt cu 15 și Bârchici cu 12. În urma acestei victorii, CSM Petrolul Ploiești revine pe poziția secundă a clasamentului play-out-ului, iar vineri, în etapa a treia, va juca de la ora 18:30 pe terenul celor de la CSA Steaua București.